Împlinirea 165 de ani de la unirea Principatelor Române a fost sărbătorită ieri seară la Drobeta Turnu Severin printr-un eveniment cultural. În organizare s-au implicat autoritățile locale, Episcopia Severinului și Strehaiei, dar și Palatul Culturii Teodor Costescu, gazda spectacolului Hora Unirii Țara Mea de Dor. Spectacolul folcloric a fost susținut de corul Chinonia și de orchestra ansamblului Izvorașul, care au evocat unirea Principatelor Române printr-un repertoriu de cântece patriotice. Evenimentul a fost organizat de Primăria Drobeta Turnu Severin, Episcopia Severinului și Strehaiei și Palatul Culturii Teodor Costescu. Unirea Principatelor Române înseamnă pentru Palatul Culturii Teodor Costescu o foarte veche colaborare, în primul rând, între această instituție de cultură și Episcopia Severinului și Strehaiei. Ne leagă o iubire adâncă pentru frumos, pentru elementele identitare, pentru religia noastră ortodoxă, pentru momentele importante ale istoriei. De aceea reușim să aducem publicului prin organizarea unor spectacole de excepție tot ceea ce ține de românism. Ne bucurăm că sălile de spectacole sunt arhipline și că publicul vine să aprecieze toată munca artiștilor și a celor care gândesc aceste spectacole. Corul nostru, aflat sub bagheta dirijorală a părintelui Iulian Pruiu, a făcut parte și în acest an din programul pe care împreună, cum vă spuneam, cu ansamblul Izvorașu al Palatului Culturii Teodor Costescu și cu o pleiadă de soliști de muzică populară, atât din mehedinți cât și din împrejurimi, în fața unui public numeros cu o sală arhiplină, am abordat un repertoriu din mai multe zone ale țării, trecând cumva prin sufletul specific fiecărei regiuni române, atât Moldova și Muntenia sau Țara Românească, cele care s-au unit la 1859, cât și prin cântecul istoric specific fraților ardeleni. Suntem fericiți și ne-am simțit extraordinar cu un așa public. Sala a devenit neîncăpătoare. Atmosfera a fost extraordinară. De la an la an eu simt că spectacolul nostru crește și în calitate și în cantitate, pentru că de data asta soliștii au fost foarte mulți, a durat aproape 4 ore, însă lumea nu s-a plictisit și a avut un sentiment extraordinar văzându-i că rezonează alături de noi. Pe scenă au urcat mai mulți soliști vocali. Surpriza serii a fost prezența formației de dansuri Izvorașul. Codridești, Ștefan cu ai lui Rezeș, Ian cu craiul moților, e stăpânul munților, pentru noi încă trăiești, țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai. Și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregat, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai.